O nouă intersecție va fi semaforizată în municipiul Călăraș. Modernizarea străzii Grivița prevede și semaforizarea intersecției cu strada Eroilor. Zilele acestea, semafoarele sunt în teste, urmează corelarea lor cu cele din intersecția București-Eroilor. Diagrama de funcționare a celor două semafoare este deja trimisă către Serviciul Poliției Rutiere. Tronsonul cu zavodă pompieri al străzii Grivița va fi finalizat în câteva săptămâni. Reamintim călărășenilor faptul că primăria municipiului Călăraș va semaforiza, cu ajutorul fondurilor europene, alte 17 intersecții din oraș prin proiectul de management inteligent al traficului, care se ridică la o valoare de circa 3,5 milioane de euro.